poate fi mai frumos decât având în living-ul panoramă mare, frumoasă în spate, stând dimineața savurând cafeaua. Astăzi vom vorbi despre ușile culisante. Vom vorbi, mai bine zis, despre două tipuri de uși, unde se folosesc ele, care sunt plusurile, care sunt minusurile lor și dacă trebuiesc ele la casă, dacă nu trebuiesc. Să-i dăm drum. Prima ușă culisantă care foarte o adoră, cred că toată Republica și toate țările europene sau toate țările lumii, este o ușă HT. Este o ușă culisantă cu ridicat, cum se mai zice. Ea are mânieri mari, se manevrează foarte ușor și în cele mai dese cazuri ea nu are prag, ca în cazul nostru dat. Ele se împart în diferite tipuri de sisteme. Ea poate gliseze din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, de la mijloc în părți, de la mijloc în stânga, de la mijloc. Ele sunt foarte multe tipuri de sisteme. Nu o să ne oprim la dânsele. Vreau să menționez, ușile date, ele se clasifică în trei categorii. Sunt uși din plastic, din aluminiu și din lemn. Diferența dintre plastic, aluminiu și lemn este una la mână, este eficiența energetică. Hatea că e nu-i mare acolo, dar este alta, mărimile și grosimea singurului toc, să numesc așa ea. În cazul dat, noi avem o ușă culisantă din PVC. Avem o ușă culisantă din PVC, este o ușă eficient energetică, certificată, apropo, pentru casele eficient energetice care are două contururi. Grosimea tocului este de 250 de mm, se manevrează ușor, are două role de sub. Și plusul cel mai mare, după cum am zis eu, ea nu are prag. În multe cazuri, lipsa de prag, unii beneficiari o iau ca o moftă. Că eu vreau acasă să nu am praguri. Băieți, trebuie să luați în considerație un factor. Că când neavând prag și dacă vântul bate din direcția opusă, tot gunoiul care o să fie acasă, o să vă treziți cu dânsul, tot gunoiul care este afară, vântul să sufle pe dânsul în casă. Lipsa de prag se face doar în cazul când în casă sunt oameni cu dizabilități. Oameni care au cărucioare sau ceva de genul dat. Atunci lipsa de prag e benefică. În restul cazuri, mie mi se pare că ăsta este un moft. Dacă vorbim de gama de culori a ușilor HST, ele se poate făcut în toate tipurile de game de culori. Acum, mai recent, este și o modalitate nouă de a vopsi. Se poate te vopsit măcar și în culoare orange. După cum am menționat, ne oprim doar la ușile din plastic. Lăsăm aluminiu și lemnul, ne vom întoarce în alt video. Ușa maximală de tipul dat se poate de făcut până la 6 metri în lungime, mai bine zis de 5-80, și înălțimea ei se poate de făcut și de 3 metri, dar după părerea mea și după părerea la mai multor ingineri, maxima care se poate de ridicat la dinsă, cred că ar fi 2,50. După 2,50 o să fie probabilitate foarte mare că pe dânsa a s-o poarte, mai ales în partea unde este partea solară. El într-însă este mult plastic, plasticul se încălzește și un pic își se schimbă forma. La plusul putem să alocăm asta, că ușile de tip HST putem să le facem pe lățime maxim de 6 metri, pe înălțime 2,50, 2,60, asta este maxim. Tot la plusuri este că ea foarte ușor se manevrează. Pe dânsa o poate manevra și un copil. Termopanul dat, cerceaveaua dată cu termopanul împreună, doar termopanul când trece 150 de kg, tot cu cerceaveaua eu cred că el trebuie să aibă în jur la 200. Vedeți, 200 de kilograme se manevrează simplu, fără a ne încorda. Asta este un plus foarte mare. Deci avem 3 plusuri. Primul, lungimea, lățimea. 2, n-avem prag. 3, luăm eficiența energetică. 4, manevrarea ușoară. Dintre minusuri, eu le văd două. Eu în practică mie cred că am confecționat, cred că-s vreo 10, dar montate cred că am peste vreo 56 de ușe de astea. În unele cazuri, când nu s-o strâns ca lumea, partea de sus și colțul de jos suflă vântul, în unele cazuri. Sunt cazuri unice, dar ele sunt. Ceea ce la aluminiu noi n-ați vedem asta. Nu, hatea că și aluminiu, dacă de-l strâns mai intra iurea, el pentru-nsul tot a să sufle. A doilea minus este costul. Una dintre greșelile care fac mari, mulți beneficiari, cer așa ușă și cer termopane mai înguste sau feronerie mai rea sau asta. Nu trebuie. Dacă optați să puneți o ușă HST, ea pe maxim trebuie să fie împachetată. Trebuie optați pentru un Mercedes, înseamnă că Mercedesul trebuie să fie împachetat la maxim. Asta, pe scurt, ce am vrut să spun despre ușile HST. Acum trecem la altă ușă. Adam, uitați să povestesc un lucru.
Cum are loc mecanismul? Ușa stă lăsată pe jos. Dând mânerul în sus, ușa se ridică, rotile strag de sub și ușa se manevrează. Are și șina de manevru jos și o șina de manevru sus. Și gata. La fel, închizând-o, dând mânerul în sus, avem una, două, trei puncte de închidere și sub masa ei, sub greutate, ei se lasă în jos. Mecanismul este simplu, drept că costă un pumn de bani. A doilea tip de ușă care vreau să-l ating tot în video odată, este o ușă PSK. Asta ce înseamnă? Este o ușă culisantă ca la busul meu. Se mișcă în stânga, în dreapta. Aici mai avem o deschidere, a doua deschidere și ea se manevrează așa. Vreau să menționez că ea nu este un PSK obișnuit, este un PSK pe sistem de la Siegen German, semi-automat. Ce înseamnă cuvântul semi-automat? Asta înseamnă că, una, noi avem mânier mare, a doilea, la închidere, ea singură vine în poziția de jos. Și nouă ne rămâne doar cu mânierul să o închidem. Despre plusuri, că tare asta e una dintre preferatele mele uși. Ea are foarte multe sisteme de închidere. Are foarte multe sisteme de închidere, după câte vedeți. Ea se închide germetic. Având trei conturi, trei garnituri, ea este tot ușor manevrabilă doar din mânier. Vedeți? Noi cu ajutorul mânierului o închidem. Minusurile ei, noi suntem limitați în mărime. Chiar dacă noi s-o facem dublă, se deschide de pe în părți, limita ei, cred că undeva e la vreo 4,50 m, maxim ce putem noi să o organizăm. Dar o să fie 4 ochiuri de sticlă, nu o să fie 2. Și la fel și înălțimea. A doilea minus al ei, atea că asta poate să fie și plus, nu doar minus. Este pragul. După cum vedeți, dacă ușa dată de jos prag n-avea, ușa asta are prag. Mulți dintre oamenii din sfera de construcție fac o greșeală. Pragul dat îl astupă, îl toarnă până aici. Nu trebuie să de făcut asta nici într-un caz, că este sistema de drenaj pe unde se scurge apa și apa trebuie să se scurgă în afară. Dacă voi astupați sistema de drenaj, apa nu o să aibă unde se scurge, apa nu o să aibă unde se scurge. Și atunci apa în loc să scurgă în afară, ea o scurgă în casă. Tot la tipurile de plus putem lua și șina dată, sub șină spate de vărât parchetul, și să nu fie nevoie de încadramentul pe perimetru. Parchetul rămâne sub șină și el nu se vede finalul lui. Tot la plusuri, ea vine pe spate. Spate de reset foarte bine. Da, ușa culisantă, e tot spate de mișcat, dar pe partea de jos poate intra o pisică sau vreo rozătoare. În cazul dat, nu poate intra nimeni. Despre minusuri. Ea, dacă este un pic dezreglată, ea, după cum ați auzit în video, ea are un sunet. Rolele de jos nu sunt ca rolele de la ușa dată. Ele au un pic de sunet. Am uitat să zic cel mai mare plus. Costul ușii date și costul ușii precedente o să fie două costuri complet total diferite. Dacă noi să facem două uși pe aceeași mărime, numai că de două sisteme diferite, ușa dată o scoate în jumate ca ușa de la HST. Fix aceeași eficiență energetică avem, fix același steclopachet, fix aceeași practic, să zicem, fix aceeași furnitură, dar o să avem costuri diferite din care motiv că ușa dată, nu știu, de 80, ușa din cel de 250. Sunt două sisteme diferite. Pentru dormitoare, așa tip de ușă, e perfectă. Pentru living, și ușa asta e perfectă, și ușa recentă e perfectă. Sper în videoul de azi să dați măcar minimum informații despre ușile culisante ca să fie mai ușor să le alegeți pentru viitor. Apar careva întrebări, le aveți, puteți să le lăsați în comentarii. Noi o să răspundem la ele sau puteți să-mi dați un telefon și am stăruit să vă lămuresc. Și țineți minte, un produs bun, el se începe de la etapa proiectării până la etapa montării. Nu doar având plasticul sau sticla, să faci un produs bun. Vă urez o zi frumoasă și tot cele bune!